În accepțiunea egipteană există viață după moarte, dar aceasta este condiționată doar de reunirea după deces a celor trei elemente esențiale ființei umane. Aceste elemente sunt corpul, sufletul și vitalitatea. Conform legendei, zeul Khnum modelează fiecare om înainte de naștere pe roata lui de olar. El acordă fiecăruia trup, energie vitală, numită Ka, și suflet, numit Ba. Energia și sufletul sunt invizibile în timpul vieții și formează cu trupul un tot. După moarte însă, sufletul își ia zborul, având înfățișarea unei păsări cu cap de om. Vitalitatea se materializează în două brațe ce se ridică deasupra capului ca o scufie pe statuia mortului. Corpul, în condiții normale, se descompune. Dacă este lăsat ca acest fenomen să se întâmple, omul nu va mai beneficia de viață după moarte, deoarece nu mai deține cele trei elemente esențiale ale ființei. De aceea, pentru a păstra trupul, egiptenii au dezvoltat tehnica îmbălsămării mumiilor, pe care, conform legendei, a folosit-o pentru prima oară Anubis pentru Osiris. Astfel, după moarte, regii, reginele, oamenii bogați, vizirii, beneficiază de îmbălsămare, singura tehnică de a înfrunta moartea. Ei sunt îmbălsămați și înfășurați cu fâșii de pânză, sub care se pun amulete pe care sunt scrise rugăciuni, sunt așezați în sarcofage de lemn sau din metale prețioase cu sculpturi și picturi, iar împreună cu ei este așezată o parte din averea lor, pe care o vor duce pe tărâmul celălalt. Sarcofagele sunt așezate în morminte specifice egiptene, cum ar fi piramidele, simboluri ale perfecțiunii și ale înălțării spre cer. De aceste piramide beneficiau doar marii regi, cele mai mari construcții de acest tip fiind cele ale faraonilor Cheops, Khefren și Mykerinos. Zeița Isis sau zeul Anubis îi se înfățișează și îl conduce înspre lumea morților. Mortul se urcă în barca lui Atum și este dus la Osiris pentru a fi judecat. Zeița Mat este cea care păzește balanța sufletelor, în care este cântărită inima mortului. Pe un talger al balanței se punea inima mortului, iar pe celălalt era pusă pana fermecată a zeiței Mat, pană care nu mințea niciodată. Pentru vechii egipteni, inima era lăcașul inteligenței. Dacă inima era grea, însemna că ea era plină de păcate și era înghițită de un monstru cu cap de crocodil, coamă de leu și corp de hipopotam. Astfel, pentru mort, nu mai putea exista viața eternă. Dacă balanța rămânea în echilibru, înseamnă că inima nu a păcătuit foarte mult, de aceea Osiris acceptă să ofere viață veșnică. Tot notează toate hotărârile acestui zeu pe tablițele lui, după care mortul poate să trăiască veșnic alături de Osiris. În Orientul Mijlociu există credința că morții sunt încă vii, moartea însemnând doar o separare a sufletului de trup. Concepția aceasta nu este prezentă însă și în epopeea lui Gilgamesh, unde eroul principal plânge după moartea lui Enkidu, prietenul său. În mitologia persană, după moarte, omul se divide în trup și suflet. Trupul este considerat după moarte impur, este văzut ca parte materială a ființei umane, de care nu mai este nevoie după moarte. Vechii perși nu își îngropau morții și nici nu îi incinerau, deoarece pentru ei focul și pământul erau elemente sacre și nu trebuiau pângărite de trupul defunctului. De aceea, morții erau duși în așa zisele turnuri ale tăcerii. Soarta sufletului uman era hotărâtă de faptele făcute în timpul vieții. Oamenii răi erau sfâșiați în întregime de demoni, conform profețiilor lui Zarathustra. Se spune că demonul Visaresha se arată în zorii celei de-a treia nopți și duce sufletul legat al omului rău la demoni. Sufletele celor drepți sunt duse de Vohumanah într-o lume lipsită de pericole, în paradis, loc unde se ajunge numai prin trecerea podului Kinvat. Sufletul omului va ajunge astfel să trăiască alături de Ahura Mazda și de zeii Amesha Spentas în casa cântecului. În Coran,
Se spune că fiecare suflet va gusta moartea și că fuga de moarte este inutilă. Musulmanii cred că moartea vine ca o amorțeală pe care nu o poți învinge. Odată ce un om este mort și îngropat, perioada până la înviere îi se va părea scurtă. Înaintea morții este necesar ca o rudă sau un prieten să stea de veghe la creștetul muribundului și să îi repete: nu există alt zeu în afară de Allah, până când muribundul va începe să repete aceste cuvinte. Motivul acestui ritual este că atunci când mortul este îngropat, va fi vizitat de doi mesageri ai lui Allah, cu chipuri înspăimântătoare, Nakir și Munkar, care îl vor întreba cine este zeul lui. Mortul va trebui să răspundă: nu există alt zeu în afară de Allah, pentru a fi lăsat în pace până la înviere. Ca și la persani, moartea înseamnă o despărțire a sufletului de trup. Se spune că atunci când un om este pe moarte, el îl vede pe Azrial, îngerul morții, care îi trage sufletul afară din trup, prin gură, fără greutate și fără durere, dat fiind că sufletul bun este pregătit pentru acest fenomen. Azrial va da sufletul omului altor doi îngeri albi care îl vor duce în primul cer, cea mai joasă regiune a cerurilor. Sufletul va parcurge succesiv cele 7 ceruri, ajungând apoi alături de Allah. Religia budistă susține faptul că omul este captiv unui ciclu infinit de moarte-renaștere în funcție de karma acumulată în timpul vieții. Așadar, pentru budiști există mai multe vieți, iar moartea nu este decât o etapă de trecere între ele. Faptele bune sau rele săvârșite de ei într-o viață anterioară constituie karma ce se oglindește în starea materială și virtuțile vieții actuale. Budiștii cred în reîncarnare, cred că trupul nu constituie decât vasul în care se dezvoltă sămânța sufletului. În filozofia indiană, ciclul nesfârșit viață-moarte poartă numele de samsara. Conform lui Herodot, părintele istoriei, getodacii se credeau nemuritori. Pentru ei, moartea nu era decât o cale de a merge la zeul lor suprem, Zamolxes, zeu subpământean al vegetației și al fertilității. De aceea, moartea unui dac însemna pentru ei un prilej de bucurie, o sărbătoare. Dacii practică incinerația pentru morții lor. Peste mormintele nobililor Tarabostes și ale căpeteniilor se ridicau uneori tumuli. Moartea era pentru daci și un mod de comunicare cu zeul lor. Ei sacrificau la fiecare 5 ani un tânăr getodac, după cum spune Herodot. Acesta avea rolul de a fi solul oamenilor către Zamolxes, lui încredințându-i se înaintea ritualului de sacrificiu, cererile, rugămințile și problemele celorlalți. Nici poporul galilor nu se temea de moarte. Diodor din Sicilia spunea despre ei: ei nu se feresc de moarte. S-a înrădăcinat la ei credința pe care o avea Pitagora despre nemurirea sufletului omenesc, care, după un număr anumit de ani, ar intra într-un alt trup și ar începe o nouă viață. Ca și dacii, galii sacrifică bărbați când vor să afle răspunsuri la întrebări privitoare la evenimentele din viitor. Îi înfig sabia în piept deasupra diafragmei celui destinat sacrificiului și prorocesc ce se va întâmpla după modul în care cade victima. Druizii aveau de asemenea o doctrină completă în ceea ce privește nemurirea. Ei considerau că moartea nu este decât o strămutare și că viața continuă prin intermediul reîncarnărilor. Celții credeau la fel ca și galii în reîncarnare. Ei considerau că din fiecare viață trăită de un om se învață câte ceva, iar în urma unei succesiuni de vieți, sufletul atinge cunoașterea supremă și se va întoarce la divinitate. În timpul morții, sufletele își petrec timpul aprofundând lecțiile învățate în viețile lor și așteaptă o următoare viață în care să învețe lecții noi. Celții aveau chiar o sărbătoare în care comemorau morții. Ea avea loc pe data de 1 noiembrie, prima zi a anului celtic, și îi era dedicată lui Samhain, zeul morților. Se credea că în acea zi, sufletele celor morți se întorc printre cei vii, odată cu venirea serii.
Ritualurile celtice de atunci includeau costumarea participanților și sacrificarea animalelor prin ardere. Din această sărbătoare a evoluat mai târziu Halloween-ul.